Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am găsit! Sunt Victoria Pietraru și vă prezint ora știrilor. Iată care sunt cele mai importante subiecte ale zilei. Republica Moldova revine la starea de urgență în sănătate publică în urma deciziei de astăzi a autorităților responsabile. Ce restricții vor fi impuse și de când vor fi aplicate, aflați la știri. Zeci de profesori și educatori din Hâncești care nu și-au administrat vaccinul sunt obligați să-și facă teste COVID din banii proprii. Cine a luat decizia și ce soluții au autoritățile locale, vă spunem la știri. Scumpirile curg lanț în timp ce ANRE a afișat noi prețuri la carburanți. O brutărie din Soroca a scumpit mai multe tipuri de pâine. Prognozele experților nu sunt deloc îmbucurătoare. Ce spun aceștia, aflați în jurnal. Un moldovean a stabilit un nou record la contrabanda cu țigări. Ce cantitate a fost găsită de oamenii legii, vă spunem la știri. Nici o zi fără scumpirea carburanților. Astăzi, un litru de benzină cu cifra octanică a 95 costă 20 de lei și 61 de bani, cu 9 bani mai mult decât ieri. Totodată, prețul motorinei a crescut cu 3 bani și poate fi cumpărată cu 16 lei și 66 de bani. Este deja a cincea majorare din această săptămână de când Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică s-a conformat inițiativei legislative a deputaților PAS și stabilește prețurile maxime de referință pentru benzina și motorină. De asemenea, ANRE a afișat prețurile plafon și pentru ziua de mâine. Astfel, benzina va fi comercializată cu 20 de lei și 70 de bani pentru un litru, iar motorina cu 16 lei și 69 de bani. Pe fondul noilor scumpiri, membrii Comisiei Economiei, Buget și Finanțe a Parlamentului au acceptat ieri propunerea de a invita la raport săptămâna viitoare reprezentanții ANRE pentru a prezenta informații la acest subiect. Pâinea s-a scumpit și la Soroca, potrivit portalului tvn.md. O fabrică locală din oraș a majorat prețul pentru unele produse cu până la 50 de bani pentru o unitate. Și asta nu e tot. Reprezentanții combinatului de panificație din localitate spun că vor fi nevoiți și ei să facă același lucru în scurt timp pentru a evita pierderile. Reprezentanții fabricii de panificație au explicat că au decis să majoreze prețurile pentru câteva tipuri de pâine, după ce s-au scumpit grâul, carburanții, dar și produsele de ambalare. În aceeași situație sunt și alte persoane din Soroca care activează în același domeniu. Probabil o să le mărim. Da, probabil, dar nu că probabil, dar 99,9%, da. Da, asta e neizbejna, motorina s-a ridicat în preț, pelicula s-a ridicat. Majorările prețului la pâine sunt înregistrate chiar dacă recolta de grâu din acest an este de aproximativ 1,5 milioane de tone, mai mare decât anul trecut, iar autoritățile au dat asigurări anterior că avem suficiente rezerve în hambare. Solicitați pentru o reacție, reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare ne-au spus că vor organiza vineri o conferință de presă în care vor prezenta mai multe informații. Iar joi, la ședința Parlamentului, deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor au cerut audierea ministrului Agriculturii Sergiu Gaibu și a ministrului Economiei Nicolae Genciu pe acest subiect, propunere care nu a fost acceptată de PAS. Analiștii economici explică însă că această creștere este dictată de tendințele înregistrate la nivel internațional. Prețurile cereale, inclusiv la grâu, se determină de piața internațională. Vedem o creștere substanțială a prețului de comercializare a grâului, deci aproape 34% pe plan mondial. Mai mult, Viorel Gârbu declară că la sfârșitul anului am putea avea și alte majorări de prețuri la produsele agricole. În Moldova este agricolă și în perioada următoare prețurile ar trebui să fie mai mici. Legume, fructe ar trebui să fie pe un trend descendent, iar deja la sfârșitul anului, așa cum este tradițional, noi prețurile ar trebui un pic mai o să revină pe o tendință de creștere. Majorările la produsele de panificație anunțate de producătorii din Soroca vin la doar câteva zile după ce combinatul de pâine Bălți a stabilit prețuri mai mari pentru franzelele Oreșenească și de dimineață. Potrivit datelor, în anul agricol 2021 au fost semănate cu 4% mai multe hectare de grâu și cu 18% de orz, iar la sudul țării agricultorii au adunat o roadă record.
Un moldovean a stabilit un nou record la contrabanda cu țigări. Acesta a încercat să transporte ilicit aproape 2 milioane de țigarete în regiunea transnistreană. Încercarea i-a fost însă dată peste cap de vigilența angajaților serviciului Vamal de la Hârbovăța, Nenii Noi. În timpul verificărilor, ofițerii au descoperit aproape 200 de cutii ascunse în 24 de tone de nisip. Potrivit legii, șoferul camionului riscă ani grei de pușcărie. Tentativa de transportare ilicită a produselor din tutun a fost curmată miercuri seara în jurul orei 21 de vami și de la postul Vamal intern de control Hârbovăț. În datele indicate în actele de însoțire, conducătorul autovehiculului transporta nisip pentru construcții în cantitate de 24 de tone. În cadrul controlului de specialitate, angajații Vamale au depistat însă în bena basculantă, sub un strat de nisip de aproximativ 30 de centimetri, 190 de cutii din hârtie presată, în care se aflau în total 1.900.000 de țigarete care ar fi fost produse în China. Aceasta reprezintă cea mai mare captură realizată de serviciul Vamal în ultimii 4 ani. Potrivit informațiilor preliminare, valoarea produselor din tutun pe Piața Neagră a Republicii Moldova se estimează la peste 1 milion de lei. Pe acest caz a fost inițiat un dosar penal, în cadrul căruia serviciul Vamal întreprinde acțiuni investigative și de urmărire penală în vederea identificării tuturor persoanelor implicate și atragerei acestora la răspundere. Cazul este anchetat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și cauze speciale. Potrivit legii penale, infracțiunea de contrabandă cu mărfuri accizate se pedepsește cu până la 10 ani de pușcărie. Conducătorii autorităților publice aflate sub control parlamentar vor fi putea demiși chiar de către deputații, dacă aleșii vor constata că aceștia nu-și fac treaba. Un proiect de lege în acest sens a fost votat în prima lectură de majoritatea parlamentară. Printre instituțiile vizate se numără Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică sau Consiliul Concurenței. Inițiativa a provocat reacții din partea deputaților Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, care au declarat că proiectul urmărește promovarea în funcția persoanelor apropiate guvernării, afirmații respinse de reprezentanții puterii. Șefii instituțiilor subordonate Parlamentului ar putea să-și piardă fotoliile dacă deputații vor constata că nu-și fac treaba. Se întâmplă după modificarea unei legi de către majoritatea parlamentară. Documentul instituie un mecanism de control, sancționare și demitere a conducătorilor unor astfel de autorități publice. Proiectul vizează Comisia Națională a Pieței Financiare, Consiliul Concurenței, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, Consiliul Audiovizualului, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Autorii inițiativei menționează că acordarea dreptului Parlamentului de a revoca din funcție membrii autorităților publice autonome, urmarea audierii rapoartelor anuale de activitate, vine să responsabilizeze organele de conducere ale acestor autorități în fața legislativului. Avem conducători a unor instituții publice foarte importante pentru statul nostru, care nu își exercită corespunzător atribuțiile de serviciu, de multe ori în detrimentul statului și intereselor cetățenilor și continuă să fie plătiți din banii noștri, tuturor, din banii publici, fără să poată fi sancționați pentru executarea necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu. De cealaltă parte, Blocul Comuniștilor și Socialiștilor susține că, de fapt, adevărata intenție a proiectului de lege este înlăturarea actualilor conducători a instituțiilor și promovarea în funcția persoanelor apropiate guvernării. În mass media au mers fel de fel de speculații, de verișoare, de concubine și așa mai departe. Ceea ce vreți să faceți dumneavoastră, adevărata intenție, este că acolo o să numerească cu mătri, nănaș, nănașul, nănașului, nu știu ce, și până la urmă, o să întâmple așa, că persoanele care astăzi o să-i revocați, pentru că legea nu are putere retroactivă, dumneavoastră o să-i revocați, ei pe instanță judecată o să restabilească, o să restabilească și salariul, și o să primească că o să plătiți salariul și la actualul, și la cel care s-a restabilit. Odată cu venirea la putere a Partidului Acțiune și Solidaritate, două verișoare ale președintelui Maia Sandu au fost promovate la guvern și parlament. Ulterior, șeful statului a recunoscut acest fapt, dar a menționat că ele ar fi angajate pe bază de profesionalism și că nu ar exista niciun conflict de interese. De asemenea, concubina unui deputat, PAS, a fost angajată la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene.
Deputații Partidului Politic Șor propun repetat proiectul de lege care prevede asigurarea satelor și orașelor cu farmacii sociale mobile. Potrivit lor, inițiativa este o soluție optimă, în contextul în care oamenii din sute de localități trebuie să bată drumurile pentru a-și procura medicamentele necesare. Propunerea are susținerea aproape 170.000 de cetățeni, semnăturile cărora au fost aduse la Parlament. Deputatul Regina Apostolova a declarat la un briefing de presă că proiectul propus este unul mai mult decât necesar, având în vedere lipsa farmaciilor în sute de localități ale țării, lucru care îi determină pe oameni să meargă în satele vecine la câțiva kilometri distanță pentru a le procura. Ea a adăugat însă că după aprobarea documentului, doctoriile le vor fi livrate oamenilor direct în sat sau oraș de mașini special echipate. În aceste mape sunt 169.247 de semnături din partea locuitorilor Republicii Moldova pentru susținerea proiectului farmaciilor sociale. Așa că, domnilor deputați, vă îndemn să manifestați respect față de acest proiect important și să dăm posibilitate oamenilor să aibă acces cât mai repede la medicamente cu prețuri reduse, chiar în localitățile lor. Și deputatul Marina Tauber susține că inițiativa este absolut necesară și chiar vitală pentru cetățeni. Noi repetat vom înregistra acest proiect de lege și astăzi, în mod repetat, îl prezentăm societății și tuturor deputaților. Încă o dată cu îndemn ca toate fracțiunile, fie din majoritate, fie din opoziție, să-l susțină și acest proiect de lege, în primul rând, să fie în mod urgent inclus în ordinea de zi a Parlamentului. Anterior, Parlamentul a votat în lectură finală proiectul cu privire la activitatea farmaciilor mobile. Ulterior însă, Curtea Constituțională a declarat proiectul neconstituțional. Sesizările au fost depuse de deputații PAS, Partidul Platforma DA și PDM. Aceștia au fost acuzați de inițiatorii legii că ar face lobby companiilor farmaceutice din țară. Se știe deja cum ar putea arăta viitoarea componență a Comisiei Electorale Centrale. Ultimii trei membri au fost înaintați de opoziția parlamentară după ce miercuri Maia Sandu și-a făcut alegerea, la fel ca și PAS, care a propus alți cinci candidați, așa cum prevăd condițiile actualei legislaturi. A rămas doar ca Parlamentul să le ofere acestora votul de încredere. Deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor au propus trei candidaturi pentru funcția de membri ai Comisiei Electorale Centrale, după ce șeful statului a desemnat unul, așa cum prevede legea, iar majoritatea parlamentară pe alții cinci. Alegerea parlamentarilor BEX s-a oprit asupra juriștilor Vasile Postolachi, Lilian Enciu și Vitalie Miron. Informația a fost confirmată pentru TV6 de deputatul BEX Elena Bodnarenko. Enciu a fost reprezentant al Parlamentului la Curtea Constituțională și consilier al fostului speaker Zinaida Greceanei, iar cea mai recentă funcție deținută de Miron este cea de vicepreședinte al Consiliului Electoral al circumscripției electorale Chișinău la scrutinul parlamentar din 11 iulie. În ce privește candidații înaintați de fracțiunea PAS, este vorba despre Angela Caraman, Alexandru Berlinski, Ludmila Lupașco, Sergiu Gurduza și Alexandru Musteață. Un alt membru desemnat de președintele țării este expertul Asociației Promolex, Pavel Postica. Lista a fost prezentată Comisiei Juridice a Parlamentului, care urmează să inițieze procedura de selectare a candidaților. Membrii CEC sunt numiți de către Parlament cu votul majorității deputaților. Din cei 9, unul este propus de șeful statului, iar 8 de către Parlament, în funcție de numărul de mandate pe care îl deține fiecare fracțiune parlamentară. Mandatul actualei componențe CEC a expirat în luna iunie. Împrumuturile pe care companiile de asigurări Moldasig și Asitol au acordat companiei DFI sunt profitabile, iar dobânzile sunt achitate în continuare. Declarația a fost făcută de către președintele Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Valeriu Chițanu, în cadrul audierilor parlamentare de astăzi. Declarațiile lui Chițanu au fost făcute în urma unor acuzații bazate pe presupuneri apărute în presă și care au fost preluate de unii legiuitori. Iar deputatul Partidului Politic Șor, Vadim Fătescu, l-a întrebat pe șeful CNPF despre cele două împrumuturi, precizând că ele prevăd plata dobânzilor, care este de două ori mai mare decât acordă băncile pentru depozite, plus diferența de curs valutar în raport cu euro, plus taxele de întârziere.
În rezultatul acestor acorduri de împrumut, o firmă sau alta a înregistrat pierderi sau nu? Sau este vorba despre o înțelegere care convine companiei de asigurări? Valeriu Chițanu a confirmat că cele două împrumuturi sunt profitabile pentru companiile de asigurări, iar dobânda este achitată în continuare în conformitate cu prevederile contractului. Aceste două împrumuturi, a câte 40 de milioane, n-au generat careva prejudicii. Cât privește deservirea, până când se va termina deservirea, deci potrivit acordurilor încheiate dintre creditor și debitor, urmează ca acei 17%, dacă nu mă greșesc, dobândă, ca să vină. Așa că, în opinia noastră, în potrivit evaluărilor companiilor, aceste două împrumuturi nu pot genera careva pierderi pentru companie. Secretarul fracțiunii parlamentare a Partidului Șor, Marina Tauber, a concluzionat că această cooperare este reciproc avantajoasă, iar toate procentele sunt achitate. Dacă nu există informații... Vă rog să continuăm, dacă totuși dumneavoastră ați început această cale cu practicile europene. Dacă spuneți ceva, vă rog să fiți siguri. Dacă nu, există cale de judecată. În acest context, deputatul s-a adresat colegilor să nu mai aducă învinuiri nefondate. Președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Valeriu Chițan, și alți membri, precum Nina Dosca, Iurie Filip, Victor Captar și Viorel Miron, au fost revocați din funcție după câteva ore de dezbatere a raportului de activitate al instituției pentru anul 2021. Decizia a venit la propunerea deputaților PAS, care s-au arătat nemulțumiți de activitatea CNPF. A fost declarată stare de urgență în sănătate publică pe tot teritoriul țării. Măsura, care este valabilă de mâine și până la 30 octombrie, vine cu o serie de noi restricții, a anunțat ministrul sănătății Alan Merenco la un briefing de presă. Astfel, din 11 septembrie, accesul la evenimentele publice va fi permis doar în anumite condiții. Unele dintre acestea sunt deținerea certificatului de vaccinare anti-COVID-19 cu schema completă de imunizare sau prezentarea rezultatului negativ al unui test PCR numai vechi de 72 de ore. Sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virus SARS-CoV-2 numai vechi de 48 de ore. De asemenea, sau pe suport de hârtie sau în format digital. Sau prezentarea concluziei medicale confirmative în cazul persoanelor care au suportat COVID-19 în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi, ce înseamnă 6 luni de la îmbolnăvire. Decizia a fost luată astăzi la ședința Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică. În același timp, Nemerenco a declarat că în decurs de 5 zile, Ministerul Sănătății va veni cu noi acțiuni antipandemice. Angajații școlilor și grădinițelor din 16 localități ale raionului Hâncești, aflate sub cod roșu de alertă, sunt obligați să prezinte testul negativ la COVID sau certificatul de vaccinare pentru a avea acces în instituții. Decizia a fost luată de Comisia Raională Extraordinară de Sănătate Publică în urma creșterii numărului cazurilor de infectări. În timp ce unii se revoltă cu privire la această hotărâre, alții spun că o să se conformeze. Numărul în creștere a celor bolnavi cu noul coronavirus în raionul Hâncești a determinat Comisia Raională Extraordinară de Sănătate Publică să ia măsuri noi mai drastice. Astfel, angajații școlilor și grădiniților din 16 localități se pot prezenta la muncă doar cu un test COVID negativ sau cu certificatul de vaccinare. Acest lucru îi vizează și pe cei 7 din 24 de angajați ai grădiniței din satul Ciuciuleni care nu s-au imunizat. În privința testului, nu permite salariul nostru mic ca să facem testul odată la 14 zile. Facem testul dacă ne ajută primăria. 2000 de lei a noștri care primim salariu, vă dați seama. Mai avem și copii. Conducerea instituției spune că nu poate face altceva decât să respecte deciziile autorităților. Lucrăm conform ordinului. Le-am pus semneză pentru că le-am citit ordinul. Nu am văzut-o pe
pentru... Noi am lucrat conform ordinului. Cine s-a spus, aceea am remarcat. Revoltate sunt și celelalte colegi ale femeilor, dar și părinții și buneii copiilor care frecventează grădinița. Cu toate că noi suntem vaccinați, la orice moment noi putem să ne infectăm iarăși. Iarăși noi putem să ne infectăm. Și ar fi bine ca colegii, chiar vă spun și colegii toți, să se vaccineze. Am nepoții la grădiniță și trebuie de vaccinat toți, cum să vă și vaccinați. Poate e acolo să-i îmbunăgească, când i-a duc copilul bolnav la grădiniță, i-a aduc acasă, oricum. Îmbunăgească și pe mine și tot familia. Primarul spune că ar vrea să le ajute cu procurarea testelor, dar bugetul local nu are destui bani pentru a face achiziția. Suntem într-un impas de rezolvare a întrebărilor date, că primarului și instituțiilor bugetare ca tare se deleagă foarte multe funcții, când nu sunt cu suport financiar și material asigurate. Cu 12 cazuri de COVID, satul Ciuciuleni este pe locul 2 după numărul de infectări în raion, iar o clasă de elevi se află chiar în autoizolare. S-a întâmplat în clasa a doua că a fost un copil suspect la COVID, fiindcă bunica sa e suspectă. În felul acesta, medicina publică Hâncești ne-a trimis rezoluția că clasa a doua cu 22 de elevi să se afle acasă în autoizolare și învățătoarea la fel. Ei având la moment orele online. În schimb, la un liceu din orașul Hâncești, care la fel este sub cod roșu, angajații s-au conformat deciziei. Din 16 lucrători ai liceului, 14 s-au vaccinat. Ceilalți au refuzat să se imunizeze invocând cauze obiective. Acești doi lucrători au prezentat testele așa cum cere decizia. În total, în raionul Hâncești au fost confirmate 119 cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2. Caz revoltător într-un spital din Republica Moldova. Un bărbat a postat un video filmat cu o cameră ascunsă într-un spital din țară, în care se vede cum o asistentă medicală le cere pacienților bani pentru a cumpăra seringi. Femeia spune că instituția nu dispune de echipament medical, așa că oamenii trebuie să scoată câte 50 de lei din buzunar pentru a beneficia de injecțiile necesare. Ministerul Sănătății ne-a comunicat că se va sesiza. Și cât că trebuie 50, să dăm noi bani? 50. Asta хватает буквально на 20 шприцов, не больше, не нужно. Pentru наколи? Наколи, да вообще я уже. Да pentru că noi lucrăm în și plătim la stat, noi plătim pentru. Noi om bun. Nu la mine bani să dau, dar n-am și lucra. N-aveți șpriță? N-are spitalul șpriță de 10 grame, m-am pus și nu le-am. Din imaginile publicate pe rețelele de socializare, nu se cunoaște când anume și în ce spital a avut loc scena. Însă autorul filmulețului dă de înțeles că nu a dorit să achite asistentei medicale bani pentru seringi și a hotărât să filmeze totul pe ascuns, pentru a publica înregistrarea care arată în ce situație este pus atât el cât și alți pacienți. Bărbatul a revenit ulterior cu un alt video în care arată că și-a procurat singur seringile fără a achita asistentei medicale 50 de lei pentru 20 de bucăți. Am procurat siringele, că așa este, au spus că nu mai au siringi și trebuie să le procurăm noi. Eu n-am mai stat să mă mai sfădesc, m-am dus și le-am procurat singur, fără ca să le mai dau bani. Reprezentanții Ministerului Sănătății ne-au scris că, cităm, Ministerul s-a sesizat pe acest caz și va transmite materiale organelor competente pentru investigații. Deocamdată responsabilii de la Inspectoratul General de Poliție nu ne-au oferit detalii despre situația surprinsă în spital. Un chioșc din capitală a utilizat curent gratuit timp de 6 luni după ce s-a conectat temporar la rețeaua electrică a grădinii zoologice din capitală. Astfel, suma pe care proprietarul buticului o datorează întreprinderei a ajuns la peste 50.000 de lei. Bani pe care acesta se pare că nu vrea să-i achite. Așa cum agentul economic nu a reacționat la numeroasele sesizări ale celor de la zoo, în soluționarea problemei s-au implicat consilierii municipale ai Partidului Șor. În rezultatul unei licitații organizate anul trecut, aici a fost instalată o tarabă care comercializează legal cafea și înghețată. Însă atunci când vine vorba despre consumul de energie electrică, agentul economic ocolește regulile, spun consilierii municipali.
Se pare că unele dintre întreprinderile noastre municipale sunt jefuite în cel mai nerușinos mod de către unii agenți economici. Iată că în acest caz consumă energie electrică care este plătită de întreprinderea municipală. În acest context, consilierul municipal Serghei Burguji a adresat o cerere oficială viceprimarului Olga Rusu, dar și Direcției Municipale Economie și Comerț. Am primit un răspuns oficial care spune expres că acest agent economic nu achită și nu are un contract cu un furnizor de energie electrică. Acesta s-a conectat ilegal, iar de jumătate de an consumă electricitate de la grădina zoologică. Potrivit consilierului, paguba materială cauzată întreprinderii municipale este de peste 50.000 de lei, într-o perioadă de 6 luni. Contactat de noi, reprezentantul furnizorului de energie electrică cu care trebuia încheiat un contract legal, ne-a spus că procedura presupune câțiva pași. Avem un termen limită pentru emiterea unui răspuns la o cerere de încheiere a unui nou contract. Acesta este de 10 zile. În unele cazuri se înștiințează dacă este necesar să fie prelungit. Mai mult decât atât, necesare sunt și respectarea unor anumite condiții tehnice, fapt care așa și nu s-a întâmplat, spun reprezentanții grădinii zoologice. În conformitate cu cerințele stabilite, taraba a trebuit conectată la sursa de alimentare printr-o linie separată chiar de la început, iar conexiunea la rețeaua grădinii zoologice a fost o măsură temporară, care ulterior s-a transformat în una permanentă, lucru care a dus la acumularea unei sume impunătoare. Iar aceasta nu este singura neregulă. Punctul comercial nu are nici contract cu o companie de transportare a deșeurilor. Directorul adjunct al grădinii zoologice spune că administrația a apelat în repetate rânduri la conducerea și la proprietarii acestui chioșc cu solicitarea de a elimina toate problemele, în special cele legate de aprovizionarea cu curent. Nu au fost luate măsuri speciale din partea lor și, din păcate, până în prezent, chioșcul nu este conectat legal. Am încercat să luăm legătura cu proprietarul gheretei, dar acesta nu n-a răspuns apelurilor noastre. Cu el au reușit să discute însă consilierii municipali, care i-au pus câteva întrebări. Deci eu aștept de la dumneavoastră o scrisoare, în scris, cu plângere, cu ce întrebări dumneavoastră aveți la mine, la compania pe care o conduc eu, la cine doriți dumneavoastră. După ce eu am o cerere oficială, înregistrată, eu o să dau răspuns. Până atunci, vă rog frumos să nu mă mai deranjați. Având în vedere că proprietarul chioșcului mai are câteva puncte de comercializare pe teritoriul întreprinderilor municipale, cum ar fi grădina botanică, consilierii intenționează să continue verificările în acest sens. Desigur, trebuie să terminăm cu asta, nu vom permite să se întâmple astfel de lucruri în orașul nostru. Vom cere o inspecție a tuturor întreprinderilor municipale, la care pot avea loc astfel de forme ascunse de jaf a locuitorilor Chișinăului. Consilierii Partidului Șor vor prezenta o inițiativă în acest sens la următoarea ședință a Consiliului Municipal. De asemenea, Serghei Burguji va cere conducerii grădinii zoologice să deconecteze chioșcul de la sursa de energie electrică a întreprinderii municipale în termen de 14 zile calendaristice, lucru despre care proprietarii vor fi anunțați în prealabil. În plus, agentul economic va fi obligat să ramburseze datoria acumulată pentru consumul de curent și transportarea deșeurilor. Biletele pentru meciul de debut a echipei Sheriff Tiraspol în Liga Campionilor s-au vândut ca pâinea caldă. Cu 6 zile înainte de disputarea partidei, pe site-ul de comercializare a tichetelor online, se vede că toate au fost epuizate. Doritorii de a ajunge pe stadion sunt invitați de o agenție de turism să apeleze la serviciile ei. Firma a prins momentul și s-a reprofilat rapid. Strategia de marketing îi pune însă serios la cheltuială pe microbiști, așa cum condiția de transportare este să procure bilete pentru toate meciurile cu participarea șerifului. Mai mulți doritori de a urmări live meciul între Sheriff Tiraspol și Shakhtyor Donetsk s-au plâns că bilete de acces pe stadion nu mai există. Deși meciul urmează să se dispute pe 15 septembrie, iar până atunci mai sunt 6 zile, site-ul care a pus tichetele în vânzare anunță că acestea au fost epuizate. O agenție de turism care a profitat de amploarea evenimentului s-a reprofilat rapid și a anunțat fanii celor două echipe că îi poate ajuta să ajungă pe stadion pentru a savura atmosfera meciului. Condiția înaintată este însă de a procura bilete la toate partidele, lucru care nu a speriat-o pe această tânără. Ea a venit să asigure locuri în autobuz pentru toată gașca de prieteni. Am venit să cumpăr bilet pentru data 15 la meciul Sheriff Shakhtyor.
este un meci care mulți doresc să-l vizioneze și agenția ne-a oferit posibilitatea să procurăm bilete împreună cu transport. Pentru comoditatea și siguranța noastră am optat pentru această variantă. Mergem împreună cu gașca și desigur o să-i susținem pe cei de la Șerif. Conducerea agenției de turism spune la rândul ei că biletele se vând într-un tempo rapid și le cumpără nu doar microbiștii locali. La moment avem și bilete și locuri în transport, dar vreau să spun că se epuizează foarte repede stocurile, pentru că practic ne-au înăvălit suporterii. Procură din, nu doar din Republica Moldova, dar procură și de peste hotare. Avem solicitări și din Germania și din alte țări, din România. Avem. Agenția susține că dispune de aproximativ 3.000 de locuri în tribune, iar prețurile acestora pornește de la 500 și ajunge la 1.500 de lei, în funcție de meci. În ofertă intră transportul și accesul pe stadion. Între timp, mai mulți microbiști s-au plâns că biletele pentru partidele de miercuri s-au scumpit, lucru negat de ofițerul de presă al clubului Șerif. Greșită mare. Prețurile sunt identice în fiecare zi. Meciul dintre Șerif Tiraspol și Șahtior Donețk se va disputa la Tiraspol în data de 15 septembrie, de la ora 19:45. Arena va găzdui maximum 6.500 de spectatori. Tragedie în Egipt. 4 oameni au murit după ce un bloc din Cairo s-a prăbușit. Potrivit presei locale, cu puțin timp înainte de a se surpa, pe fațada clădirii au apărut fisuri, iar majoritatea locatarilor au reușit să se evacueze. Victimele sunt un avocat și colegii săi care nu și-au părăsit birourile, deoarece acestea se aflau la ultimul etaj. 2 dintre ei au fost scoși în viață dintre dărâmături, dar au decedat în drum spre spital. Deocamdată nu a fost stabilită cauza prăbușirii. Totuși, asemenea cazuri sunt destul de răspândite în Egipt din cauza nerespectării standardelor tehnice în timpul lucrărilor de construcție. Atât pentru această oră, doamnelor și domnilor, rămâneți cu noi. Eu sunt Victoria Petraru și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o seară frumoasă!